Deci, poți să-mi spui câteva cuvinte? Da. Cum te simți aici în parcul ăsta? De cât timp patinezi? Păi, cam pe la 6. Oul! Nu, dar zic, numai anul ăsta ai învățat să patinezi. E prima oară pe gheață. Știi să tai gheața? Nu, să tai. Nu mi-arăți un pic, să văd cum patinezi, te rog. Extraordinar, ce rapid învață. Dă-mi pace. E prima oară când te pe gheață. Cum e prima oară? Adică în seara asta e prima oară? Hai mă, lasă-mi da, vor. Da, înseamnă că are merge totuși... Merge cu rolele. Merge cu rolele. Este prima oară. Uite-l pe moșcă. Incredibil, domnule. Anul ăsta văd că pe patine. Pentru prima oară? Nu. Și aveți și microfon. Ăsta cred că l-ați primit aici. Oh, iluzionist. Un moș Crăciun iluzionist. Hai să te apucați. Hai să te apucați. Hai. Ai grijă că... Nu singură sau ați venit cu copiii? Deci cu copiii sunteți aici, da? Au! Unde e? Cum vă simțiți? Bine mă simt. Vă aduceți aminte puțin cum arăta congelată locul ăsta în urmă cu 20 de ani? Da, e totuși o evoluție, nu? Orice ai zice, cât am fi de... Trebuie să recunoaștem, într-adevăr, că e o realizare incredibilă. N-ai ce să mai... Că nici chiar tu nu te-ai gândit că faci așa bine. Nu. Chiar ce să fac acum? Să-mi cer iertare autorităților? Să fiu mai deschis la minte, Mircea. Cum? Să fiu mai deschis la minte. Da? Deci incredibil. Pentru ce protestați? Marșul trecut pentru campania celor 16 zile de activism împotriva violenței asupra femeii.
Pentru ce protestați? Trebuia să facă și la tine acolo veterenul ăla. Așa. Să-l duc pe nepot acolo, e? Îmi permite să iau niște cadre aici înăuntru? Da. Asta e partea artistică a parcului, nu? Da. Uite că e și mai cald. Azi e cald, să nu o gheata. Cum? Nu, nu mi se pare. Spiritul se pare că încălzește. Da. Nu? Pentru cei care intră, da, dar dacă stați aici, vă obișnuiți și o să fie fric. Nu, no, dar asta e iarna acum, ce să-i faci? Da. Nu? Dacă o ajutăm, nu mai plac o teatru. De mână? Da, da. Conurile astea sunt foarte interesante. De la liceu de arte. Da? Da. E o tradiție foarte de lungă durată, nu? Da.